împărăția cerurilor, asemănatul sau unui om împărat, care a pregătit nuntă fiului său. Fiți credincioși, suntem în prima duminică din noul an bisericesc în care am intrat la 1 septembrie, adică ieri, și am ascultat Evanghelia din duminica a 14-a după Rusalii. În fapt, un fragment din Evanghelia după Matei, în care ni se vorbește în parabolă despre împărăția cerurilor. Această Evanghelie după Matei, acest fragment Evangheliei din Evanghelia după Matei, se numește parabola nunții fiului de împărat. Ea are o paralelă, această parabolă, acest fragment are o paralelă, Evanghelia după Luca, acolo parabola se numește Cina cea mare, parabola cinei celei mari. Deși sunt asemănătoare cele două parabole, totuși există mari diferențe între ele. În primul rând, nu au fost rostite în același timp și în același loc. Parabola cu cina cea mare a fost rostită de Mântuitorul Hristos în casa unui fariseu într-o zi de sâmbătă, undeva în timpul propovăduirii Evangheliei sale, când Evanghelia de astăzi, parabola nunții fiului de împărat, a fost rostită în Săptămâna Mare, Săptămâna Sfintelor Patii, după ce Mântuitorul mai rostise încă două parabole, parabola cu cei doi fii trimiși la vie și parabola pe care am ascultat-o în duminica a 13-a după Rusalii, în duminica trecută, și anume parabola cu lucrătorii cei răi din vie. Suntem, prin urmare, în contextul în care Mântuitorul trăiește drama întâlnirii cu Ierusalimul și cu mai mari poporul iudeu. Tensiunea era foarte mare. Mântuitorul se retrăgea în Betania în fiecare seară, după intrarea triumfală în Ierusalim, urmând ca a doua zi să revină în templu. Și iată-l în templu, vorbind de pescările templului, fariseilor în special, dar întregului popor care era de față, despre împărăția cerurilor. Le vorbește în parabole, iar ei, după cum am văzut în duminica trecută, și înțeleg și nu înțeleg despre ce este vorba. Au înțeles că despre ei vorbea, în duminica trecută, atunci când a vorbit despre lucrătorii cei răi din vie, iată-l pe Mântuitorul astăzi vorbind despre o parabolă în care vorbește despre El și despre ei. Nuanțează prin această parabolă, dar și anunță că El va muri și va învia. Dar tainic, sigur, ascuns. Și asta e o primă deosebire între cele două parabole. O altă deosebire este aceea că în parabola nunții fiului de împărat este vorba despre un împărat și era firesc ca Mântuitorul să vorbească despre un împărat pentru că el, intrând în Ierusalim, a fost întâmpinat ca un împărat. Pe când în parabola cealaltă, cu cina cea mare, este vorba despre un om oarecare. El intrase să cineze la un fariseu, unul dintre farisei. O altă deosebire este aceea că cei care primesc invitația la nuntă, și anume cei care negustoreau și cei care se ocupau cu țarina, cu agricultura, se comportă nu doar respingător, la modul că evită prin pretexte să onoreze invitația, precum la cina cea mare, și se comportă violent, chiar criminal. Îi omoară pe unii dintre cei trimiși. O altă deosebire este aceea că
Împăratul din parabola pe care am ascultat-o ia măsuri foarte dure. Trimite o oaste acolo în cetate și practic dă foc cetății. Pe când în cealaltă parabolă, cucina cea mare, omul, stăpân al casei sale, se mânie doar și anunță că toți cei care au fost poftiți la cină nu vor gusta din cina lui. Dar cred că cea mai importantă deosebire între cele două parabole este aceea finalului. În finalul nunții, parabolei nunții fiului de împărat, împăratul însuși intră în sala de mese și inspectează, cercetează pe invitați. Și îl observă pe unul care intrase la nuntă fără de haină. Fără haină corespunzătoare. Și se adresează prietene, cum a intrat îmbrăcat așa la o nuntă ca aceasta. Acela parcă și-a mușcat limba, n-a rostit un cuvânt. Porunca a fost drastică și definitivă. Legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scârfirea dinților. Prin urmare, dacă în parabola cu cina cea mare avem chemați și aleși, toți sunt chemați, aleși sunt cei care răspund chemării, cum spune Sfântul Grigorie de Nisa. Aici avem poftiți, chemați și aleși. Aleșii sunt aceia care au haină de nuntă. Au răspuns invitației, s-au pregătit pentru nuntă, fiind îmbrăcați corespunzător. Deci, să le aveți pe cele două parabole așa. În această paralelă sunt rostite în contexte diferite, cu scopuri diferite, având sigur lucruri comune, și anume ce au comun cele două parabole. Avem un banchet ceresc, avem chemați, cel care organizează banchetul se pregătește, ceilalți refuză, mai elegant sau mai violent chiar, invitația. Și avem finalul care este, iată, în cazul nunții, parabolei nunții, o cercetare a împăratului și apoi nunta în desfășurarea ei, pe când la cina cea mare, concluzia pe care Mântuitorul o trage, adevărat, adevărat vă spun vouă, niciunul dintre cei chemați care n-a onorat invitația, nu va gusta din cina mea. Cum vă spuneam, Mântuitorul era într-o perioadă de maximă tensiune, de maxim dramatism. Fariseii, cărturarii, după parabole pe care le-a rostit, erau hotărâți să-L lichideze. Se temeau de popor. Iată-L pe Mântuitorul că vine cu altă parabolă tot provocatoare, dar în același timp și cu scopul ca ei, măcar în ceasul al 12-lea, să se întoarcă spre El. Să-i primească învățătura, să-L primească pe El ca adevăratul Mesia. Nu s-a întâmplat, din păcate, așa. Am putea să spunem că este o nuntă în umbra morții, această parabolă. O nuntă în umbra morții. E vorba despre nuntă sau despre moarte, iubiți credincioși? Cum spunea Radu Gir, nu? Într-o poezie a lui. Moartea, numai moartea, cea mai scumpă nuntă dintre nunți. Adică jertfa. Urma jertfa sa de pe cruce și apoi învierea. Această nuntă are un mire și trebuie să aibă și o mireasă. Invitați au fost din belșug. Unii au venit, alții nu. Împăratul este Dumnezeu Tatăl. Fiul împăratului
nu este altul decât Mântuitorul Iisus Hristos, mirele bisericii. Și deja am spus cine este mireasa. Și totuși, sigur că biserica este mireasa lui Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni, Fecioara neprihănită, mireasa lui Hristos, biserica. Dar întâi să fie biserica, așa cum o cunoaștem astăzi, mireasa, iubiți credincioși, a fost firea omenească. Firea omenească în Adam și în Eva, cei necăzuți. Și apoi, după cădere, mireasa a fost poporul ales, poporul Israel. Dacă luați aminte, în parabolă există două chemări pentru acest popor. Și apoi cu a treia chemare pentru neamuri. Că cele sunt cele care călăduiau fără îndrumător, fără sens. Neamurile erau la răspântiile drumurilor. Dar poporul ales este și el o mireasă. Și asta mireasă a desfrânat mult. În Vechiul Testament avem nenumărate căderi în idolatrie. Idolatria a fost și este considerată în accepțiune biblică o desfrânare, un adulter. Și special mai mari poporului au trădat pe adevăratul Dumnezeu fie la modul idolat, fie la modul formalist, la modul ipocrit. Fățărnicia îi caracteriza pe cei mai mulți. Și asta e o trădare. Voi l-aveți pe Dumnezeu numai în curile voastre, doar pe buze, dar este departe de inima voastră. Și aceasta este o desfrânare. Religios vorbind, doar pe guri, în inimă nu e prezent. Ei, în Vechiul Testament avem o carte care trimite la ideea de nuntă, de mire și de mireasă. O cunoașteți, cartea aceasta e cea mai enigmatică, cea mai problematică, cea mai alegorică carte a Vechiului Testament. Este vorba despre cântarea cântărilor. Acolo nu se văd nicio umbră despre Dumnezeu, despre transcendență. Și așa mai departe. Acolo se vorbește despre un iubit și o iubită. Despre un mire și o mireasă. Despre un frate și o soră. Despre o iubire curată care, dacă o citești literal, aproape că te smintești. Te smintești pentru că ești căzut. Pentru că ești pătimaș. Pentru că iubirea nu încape în tine încă. Dar despre iubire e vorba acolo. Despre nuntă, despre nuntire, despre o mire și o mireasă care se cunosc prin unire tainică, harică. Este o carte alegorică, este o carte care vorbește în simboluri, în metafore. Cine are urechi de auzit poate să înțeleagă. Cine are o inimă curată, cu siguranță cunoaște. Ea a fost prinsă în canonul biblic dintr-un început. Canonul biblic creștin. Evreii au avut anumite ezitări să o pună în canon, dar sute de ani înainte de venirea Mântuitorului, această carte era considerată de mari rabini ca fiind o carte inspirată. Și așa a intrat în canonul Bibliei, în canonul și în canonul Noului Testament. Dar gândiți-vă la cel mai mare proroc. Cel mai mare proroc, sfârșitul Vechiului Testament și începutul Noului Testament, Ioan Botezătorul, pe care l-am pomenit de curând, el se numește pe sine cum? Prietenul Mirelui. Mântuitorul însuși vorbește despre el ca despre un mire. Când? Când le spune ucenicilor, celor care erau prezenți, și ucenicilor că va veni vremea când mirele se va lua de la ei, de la ucenici, și atunci vor posti. Vor posti și ucenicii, căci atunci nu posteau și au fost acuzați că fariseii și cărturarii postez, iar ucenicii Domnului nu postez.
De asemenea, parabola celor 10 fecioare este o parabolă exhatologică, ca și aceasta, una profetică, exhatologică, care trimite la cele din urmă evenimente ale istoriei mântuirii. Și acolo este vorba despre 5 fecioare înțelepte care intră în cămara Mirelui. Intră la nunta Mirelui. Maica Domnului este numită de biserică cum? Mireasă pururea fecioară. Deci încă o mireasă avem, Fecioara Maria Născătoarea de Dumnezeu, și avem, bineînțeles, biserica. Dar mai avem ca mireasă fiecare suflet credincios. Cum spun Sfinții Părinți, începând cu Origen și apoi Sfântul Grigore Teologul, Sfântul Grigore de Nisa și ceilalți, vorbesc despre faptul că fiecare creștin, prin sufletul lui, care în limba greacă se zice psihe, și este un feminin, sufletul este masculin în limba română, în limba originală, în limba greacă, este feminin, el intră la nuntă cu mirele, sufletul. Unde are loc această nuntire, această unire, această cunoaștere tainică? În inima omului. De aceea, în cântarea cântărilor, care este mult citată prin acest verset pe care o să-l rostesc, a intrat în accepțiunea aceasta a cunoașterii lui Dumnezeu ca experiență mistică, ca nuntă tainică. Și anume, versetul, dă-mi, Fiule, inima ta. Asta cere Dumnezeu de la noi. Ca inima noastră să nu fie alipită de nimic din lumea aceasta. Să-L avem, cum spunea Părintele Teofil Păreanu, Dumnezeu să-L odihnească, pe Dumnezeu pe locul întâi în inima noastră. Căci dacă nu este pe locul întâi, Dumnezeu pe locul doi nu stă. Dă-mi, Fiule, inima ta. Atunci când inima noastră simte prezența lui Dumnezeu, în primul rând, prezența Lui, atunci inima aduce odihnă întregii ființe și omul are pace și bucurie, are sens în viață, știe de unde vine, cine este și încotro se îndreaptă. Dacă, în schimb, omul are în inima lui altceva decât simțirea inelului de logon, și anume Harul lui Dumnezeu, atunci omul este o ființă nefericită. Degeaba afișează un soi de fericire. Ni se spune în parabolă că împăratul a trimis slugi. A trimis slugi în istorie, proroci, apostoli, ucenici, păstori și învățători. Dar oamenii, ca și altădată, parcă astăzi mai mult decât altădată, au alte preocupări. Sfântul Maxim spune așa, ce este iubirea? Ei spun că iubesc sau cred că toți oamenii spun așa, a fi fericit înseamnă iubi. Și mai ales a simți iubirea. Emiliano Simono Petritu spune așa, cei mai singuri oameni, și în fapt cei mai triști, oameni sunt aceia care nu simt iubirea lui Dumnezeu. Atenție, nu cei care îl iubesc pe Dumnezeu, ci care nu simt iubirea. Cei mai triști, cei mai simți. Cei mai amărâți oameni. De aceea Sfântul Maxim spune că iubirea înseamnă să îl preferi pe Dumnezeu oricărei creaturi. Oricărei persoane, oricărei creaturi. Continui cu Emiliano Simono Petritu. Cei mai singuri oameni sunt cei care nu simt iubirea lui Dumnezeu. Dar și mai singuri decât aceștia sunt aceia care pretind să simtă iubirea cuiva. Adică spun că eu sunt nefericită sau nefericit pentru că nu simt că mă iubești. Nu se referă la Dumnezeu, poate se referă la o altă persoană. Cei și mai simt. Cu adevărat împliniți sunt oamenii care simt iubirea Lui. Care au intrat încă din lumea aceasta, prin logodna Harului, în comuniune de viață și iubire cu El. În inima lor, deja
a început încă din lumea aceasta nunta care e veșnică. Dar nunta aceasta, vă spuneam la început, conține ea jertfă. Pentru că ni se spune în parabolă că împăratul a pregătit toate a jertfii juncii lui. Spune acolo. Adică jertfa lui. El s-a pregătit. Și apoi a chemat pe ceilalți. Deschid o paranteză să vă spun cum erau nunțile în Orient. Orientul apropiat, dar și în Orientul îndepărtat. Nunțile durau 3 zile. Și erau pregătite mai ales pentru oamenii însemnați cu săptămâni înainte, cu multe zile înainte, erau un prim anunț. O poftire la nuntă. Și apoi, când se apropia nunta, erau trimis slujitorii a doua oară pentru ca să înmâneze invitația cu data precisă, locul precis unde va avea loc banchetul. Pentru fiii de împărați, pentru fiii de dregători, dura și o lună de zile. Și mai ales pentru aceștia, gazda oferea o haină specială. Toți erau îmbrăcați la fel. O haină mai grosuță, deasupra de acel veșmânt lung, ca un stihar, cu care se îmbrăcau evreii și, în general, orientali. Asta ca să înțelegeți cum a fost cu invitația. Invitația a fost făcută mai întâi pentru evrei. Și de 2 ori, v-am spus. Și apoi pentru neamul. Pentru neamul. Hristos, piatra unghiulară. Și mirele bisericii, iată. Piatra unghiulară în sensul că el unește în persoana sa, întreaga fire omenească cu firea dumnezeiască. Vă spuneam că mireasa, în primul rând, e firea omenească. Și nuntirea aceasta a avut în persoana lui mai întâi. În persoana Fiului care s-a întrupat. De la Duhul Sfânt. Din puterea Tatălui, în Fecioara Maria. Din Fecioara Maria. Și el, mirele bisericii, este și piatra unghiulară. El unește, vedeți? Și Vechiul Testament cu Noul Testament sau Vechiul Legământ cu Noul Legământ și pe poporul Israel cel ales cu neamurile. El cheamă pe toți. Toți sunt chemați. Dar aleși sunt, încă o dată spun, cei care răspund adecvat chemării. Noi, iubiți credincioși, avem, slavă Domnului, un popor, din păcate nu cunoaștem, încă nu se predă în școli acest lucru. Avem un popor care, prin talentul unor aleși de-ai lui, anonimi, a ilustrat această parabolă în 2 balade foarte cunoscute. În Miorița și în Meșterul Manole. Miorița, cum spune Părintele Dumitru Stăniloae, Dumnezeu să-l odihnească, este o capodoperă literară inspirată din Sfintele Evanghelii. Și în special din această parabolă. Păi cine este păstorul cel bun despre care vorbesc Evanghelii, dacă nu însuși Hristos? Baciul moldovan. Dar cine sunt ceilalți 2 baci? Păi cine să fie? Pilat și mai mari poporul evreu. Nu s-au învoit ei ca să-l omoare în apus de soare. Dar el a murit și s-a însurat cu o mândră creasa lumii mireasă. Adică cu biserica. O mândră creasă a lumii. Moartea lumii, cum spune și Radu Gil. Moartea, numai moartea, cea mai scumpă nunță, multă dintre nunți. Și mireasa lui, vedeți, biserica este și astăzi. El a murit, dar a înviat și a dăruit biserica. Biserica care e trupul lui mistic, al cărui cap e el însuși. Meșterul Manole vorbește mai cu adevărat, mai aplicat despre înviere și despre jertfă și despre moarte, despre înviere mai ales. De ce? Pentru că Manole, de unde vine acest nume Manole? De la Emanuel. Și Emanuel înseamnă cu noi este Dumnezeu. Dar cine e Ana? Anan, în ebraică, înseamnă dar. Dar. Dar de jertfă. Și el ce și-a propus să construiască Manole? Adică Emanuel. O biserică. Că e la Curtea de Argeș, că e în altă parte, dar o biserică. Și ca să construiești o biserică, ca să ridici o biserică, se cere jertfă. Și
jertfa lui a fost moartea lui și moartea Anei. Dar Ana aici ne reprezintă și pe noi, pe toți mucenicii biserici care au murit, ca răspuns la iubirea lui Dumnezeu cu iubirea lor jertfelnică. Și apoi cu vioșii și toți ceilalți care s-au jertfit de dragul lui. Și Manole s-a aruncat, cum știți, a murit, dar acolo ce a răsărit, ce s-a zidit acolo? O fântână lină. O fântână, un izvor care trimite chiar la Evanghelia cu Samarineanca și la alte Evanghelie în care ni se spune că cel care crede în mine, izvor de apă vie, va curge din pântecele lui spre viața veșnică. Da? Râuri de apă vie. Vedeți? Învierea. Și jertfa și învierea. Aceste două balade, Miorița și Meșterul Manole, reflectă, ilustrează cu asupra de măsură conținutul tainic profund al Evangheliei jertfei și învierii. Poporul nostru, vedeți, simplu, a priceput și prin talentul literar născut, dar de la Dumnezeu, a reușit să formuleze atât de frumos și de profund adevăruri care rămân peste veac. Fiecare dintre noi, în final, vă spun, suntem chemați la nuntă. Dumneavoastră astăzi ați participat la o nuntă, știați? Și la o cină mare, și la o nuntă mare. Haina de nuntă. Haina de nuntă. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită, dar îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa. Zicem noi, în săptămâna mare. Tot în săptămâna mare. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa. De ce nu mai am eu îmbrăcămintea asta? Deci am avut-o. Când am avut eu îmbrăcămintea asta? La botez. La botez. Să luați aminte când se spune dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină mult milostive Hristoase, Dumnezeul meu. Și apoi, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Și acolo se vorbește despre inelul de logodnă. Noi suntem logodiți. Încă nu suntem mire și mireasă. Tânjim după asta. Dar până la sfârșitul lumii vom fi în starea de logodnă. Când se va inaugura Împărăția Cerurilor, vom nunti veșnic cu cel cu care suntem deja logodiți. Adică deja am primit arbuna, deja am primit făgăduințele, deja legământul este în inima noastră prezent și lucrător. Și își aduce roade. Prin urmare, noi am primit haina de nuntă și inelul de logodnă în botez. Dar prin păcatele noastre, de după botez, haina de nuntă am închinat-o nu mai arată a haină de ceremonie, de sărbătoare, din potrivă, e zdreanță mai mult și este mizerabilă. Dar avem o șansă extraordinară să o înnoim. Taina spovedanii, al doilea botez, botezul lacrimilor, care se repetă, pe când celălalt nu se repetă, ne dă șansa aceasta a înnoirii hainei de nuntă și a reînnoirii făgăduințelor. Legământului. Acel inel de logodnă e harul lui Dumnezeu. Care iarăși ne împacă cu Dumnezeu prin pocăința noastră. Asta e taina acestei parabole. Ne privește pe fiecare și biserica în ansamblu. Până la sfârșitul veacurilor este actuală. Fiecare om trebuie să aibă o haină de nuntă înainte de a muri. Acesta e sfârșitul creștinesc pentru care ne rugăm la fiecare sfântă liturghie. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat. Nu v-ați întrebat de ce zice acolo neînfruntat? Păi de asta zice. Că iată că acel om care a intrat în cămara nunții era nepregătit și a fost înfruntat. Prietene, cum intri aici așa? Aici o nuntă. Aici este un împărat, un fiu de împărat. Tu nu ești pregătit. Aruncați-l afară. Și asta e judecata universală. Judecata de apoi. Plângerea, scrâșnirea dinților. Întunericul cel mai din afară. Să ne ferească Dumnezeu de această pedeapsă, autopedeapsă. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne pregătească ca să ne pregătim
pentru a fi într-adevăr mirese ale Duhului Sfânt, mirese ale Lui Hristos, sufletele noastre curățite, spălate, înnoite, pentru nuntirea veșnică pe care să o simțim încă din lumea aceasta. Nu închei până vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Atât cei căsătoriți, cât și cei care au ales calea monahală, sunt chemați la aceeași nuntă. Nu sunt două nunți. Foarte interesant, dar nu dezvolt, haina pe care o îmbracă mireasa la o nuntă obișnuită este albă. Este haina de deasupra. Dumneavoastră, cei care ați participat la o tundere monahism, știți că prima haină pe care o îmbracă călugărul sau călugărița este albă. Celelalte sunt negre, arătând pocăința, starea de jertfă, pregătirea pentru întâlnirea cu mirele. Vedeți ceva comun? Alb. Haina botezului. Haina pocăinței. Haina împărăției cerurilor. Cum era lumina pe Tabor? Albă. Strălucitoare. Harul lui Dumnezeu. Suntem chemați cu toți să ne împărtășim din acest har, acest inel de logodnă, și să ne îmbrăcăm în Hristos, să simțim prezența Duhului Sfânt, a Preasfintei Treimii în viața noastră, în inima noastră, mai întâi și apoi în toate activitățile noastre, pentru ca să fie slăbit mirele ceresc, să se bucure mireasa Maica Domnului, mireasa Biserica, pentru că și noi, poate că mai târziu decât ar fi trebuit, am început să punem început bun. Am început să înnoim făgăduințele botezului și să ne făgăduim pe noi pentru ca să iubim pe Dumnezeu mai presus de orice și prin El pe aproapele spre slava Lui și mântuirea noastră. Amin. Și vom avea bucuria să-L avem aici prezent și slujind împreună cu noi, săvârșind și slujba parastasului pentru ctitori, pe Preasfințitul Sebastian. Încât cei care puteți să veniți și doriți să veniți, veniți la o nuntă, la o cină, una mai solemnă, ca de hram, sâmbătă, de dimineață, și apoi să vă luați timp să stați și la masă, pentru că o să fie chemați toți, poftiți la masă și să știți că alegerea noi nu o facem, că nu suntem în stare să dăm afară pe nimeni de la nuntă sau de la cină. Aceasta este lucrarea Mântuitorului, încât vă așteptăm sâmbătă și apoi duminică, dar sâmbătă în special, la o slujbă arhierească aici la noi de hram. Să aveți o săptămână cu pace și bucurie.